Bine ați venit la un nou episod din Dosarele SCP, seria unde vă prezint dosarul unei creaturi din lumea Secure Contain Protect. După cum știți, Secure Contain Protect, sau pe scurt SCP, este o organizație fictivă din Statele Unite ale Americii care se ocupă cu identificarea, izolarea și eliminarea creaturilor care bântuie prin umbrele societății, asigurându-se astfel că specia umană își vede liniștită de evoluție. Am vorbit în trecut despre creaturi care pot să fie izolate și constrânse în încăperi de 5 pe 5 pe 5 metri. Dar ce se întâmplă dacă avem de-a face cu un subiect care nu poate să fie constrâns? O creatură care în esență este o infecție. Ce este de făcut atunci? Rămâneți să vedeți cazul lui SCP-610, Infecția, sau cum este cunoscut mai popular, Carnea care Urăște. Cu toate că este o infecție extrem de contagioasă, cumva fundația o pune în categoria Keter. Și urmează să vedem de ce. După cum vă spuneam mai devreme, acest SCP are infectat o zonă uriașă. Drept urmare, capturarea și izolarea subiectului este imposibilă. Izolarea întregii zone afectate s-a dovedit a fi o procedură mult mai eficientă, iar guvernul rus a aprobat delimitarea unor perimetre din care să îndepărteze populația. Motivul dat publicului fiind cel al unor operațiuni militare. Orice organism viu care trece de aceste perimetre și prezintă aceleași simptome specifice subiectului SCP-610, protocolul aprobat ordonă personalului să-și folosească armele de foc la distanță până când subiectul este imobilizat, apoi rămășițele să fie incendiate de la o distanță cât mai mare. Orice organism sănătos care are contact fizic cu un organism infectat cu SCP-610 e considerat a fi dispensabil și va fi incinerat imediat. Orice persoană care se află la cel puțin 3 metri de la infecție se va îndepărta de semeni și va fi băgat în carantină, analizat la distanță pentru o posibilă infecție. În prezent, singura modalitate cunoscută prin care SCP-610 se poate răspândi este prin contact fizic. Dronele aeriene trimise în zonele cele mai izolate și infectate au adunat mostre sub formă de particule microscopice. Acestea apoi au fost puse în preajma unor țesuturi organice. Nu a trecut mult timp până când aceste țesuturi au fost infectate cu SCP-610. Rezultatele obținute în urma acestor teste arată că simptomele se manifestă la câteva zile după expunere, cu excepția contactului direct cu țesuturi pulmonare sau hepatice. În urma acestor teste... Concluzia finală este că infecția se manifestă rapid și nu poate fi contraatacată, decât prin incinerarea organismelor infectate, cât și a zonei de carantină la nu mai mult de 24 de ore de la primul contact infecțios. Până și o eroare de timp, de două ore, poate pune siguranța zonei de experimentare și a persoanelor responsabile în pericol. Aceste particularități au dus la apariția mai multor întrebări în legătură cu originea acestei infecții. Protocolul cu privire la izolare este deja reglementat, iar până astăzi nu există dovezi cum că infecția se poate răspândi pe cale aeriană sau acvatică. Rapoartele inițiale, în care este descris SCP-610, au venit direct de la guvernul rus prin căi anonime. Acestea conțineau în mare parte cazuri de oameni dispăruți, majoritatea fiind agricultori. După ce mai mulți agenți ai poliției locale, apoi regionale și într-un final guvernamentale nu au reușit să se întoarcă din investigații după 72 de ore, cazul unei infecții nu a fost luat în considerare. Un mic batalion militar a fost trimis în zona dispariților, dar s-a retras la scurt timp după ce fundația a fost chemată. Zona afectată de SCP-610 se află lângă lacul Baikal, din sudul Siberiei. Alte regiuni în care infecția a fost raportată sunt evidențiate pe această hartă. Regiunile izolate sunt marcate cu linii albastre, iar până în prezent acestea sunt singurele zone infectate cunoscute. Orice incursiune într-unul dintre aceste perimete trebuie raportat și catalogat înainte, în timpul și după desfășurare. SCP-610 pare să fie un soi de boală de piele contagioasă și prezintă simptome precum erupții, mâncărimi și sensibilitatea epidermei. Timp de 3 ore de la infecție. Bolnavul va avea pete asemănătoare cu cicatrici pe piept și brațe, apoi se vor extinde pe picioare și spate în următoarea oră, ca în final victima să fie complet acoperită. Asta se întâmplă în maxim 5 ore. Expunerea la temperaturi mari poate încetini răspândirea infecției. Totuși, unele rapoarte sugerează că au existat cazuri în care infecția a ajuns la apogeu, și în aproximativ 5 minute. După ce infecția ajunge să afecteze toată pielea, organele vitale ale victimei se vor opri timp de aproximativ 3 minute, urmând ca ele să repornească de două sau trei ori mai repede și mai intens decât la un om normal. Țesutul cicatricial urmează să crească și să se miște pe cont propriu. Proporțiile și trăsăturile normale ale omului vor dispărea în spatele infecției, iar mutațiile care apar sunt aleatorii. Pacienții observați în această etapă a infecției au fost în stare să crească un al treilea sau al patrulea braț sau picior. Craniul se poate lungi sau lărgi, iar unele părți corporale ale pacientului se pot rupe, din care vor ieși alte bucăți de piele infectată. Durata acestui stadiu de boală este necunoscut. Mulți pacienți observați ajung să nu supraviețuiască de acest stadiu. Un individ infectat se va opri din orice fel de mișcare. În schimb se va înrădăcina într-un loc favorabil. Noile țesuturi de piele infectată, asemănătoare unor tentacule, se vor implanta în pământ și vor căuta obiecte și organisme pe care să le infecteze. Mulți cercetători sunt de părere că acest tip de comportament înseamnă că virusul își creează un mediu optim de autoconservare. Orice alte detalii în legătură cu următoarele etape ale bolii sunt necunoscute și imposibil de studiat de către personalul fundației. Cei infectați caută imediat ajutor de la alte persoane, cum este și instinctul uman natural, dar asta are ca rezultat doar infecții accidentale. Cei care trec de etapa cicatricială vor căuta să infecteze și alte persoane din vecinătate, într-o manieră disperată și agresivă. Este deja dovedit că o persoană infectată încă poate să vadă, iar în momentul în care observă o persoană sănătoasă în preajmă, se va apropia de aceasta. Dacă bolnavul și-a pierdut vederea, atunci o distanță de 30 de metri este considerată distanța minimă de siguranță. Observarea zonelor grav afectate s-a făcut pe cale artificială, cum ar fi prin camere video și drone. Rezultatele obținute din acestea, precum și natura agresivă prin care se manifestă infecția, aceasta a fost clasificată sub categoria Keter. Atâta vreme cât nimic nu va depăși limitele stabilite, această amenințare este ținută sub control. Deocamdată, zonele subterane ale acestor perimetri izolate urmează să fie explorate. Și acum vă întreb, oare ce se află în aceste zone subterane? Vă las pe voi să răspundeți la această întrebare. Acesta a fost cazul SCP-610. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.